dată, bine ați venit! Mă numesc Radu Vasiu, de la Universitatea Politehnică Timișoara, profesor la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, director al Centrului de Cercetări Multimedia și voi avea plăcerea să fiu moderatorul acestei sesiuni, care va fi desfășurată de către trei colege de ale noastre, care în această perioadă au avut o activitate extrem de puternică, nu doar pentru a trece universitățile de la care aparțin complet online, dar și pentru a asigura training pentru personalul didactic, pentru studenții din universitățile proprii, dar și pentru a organiza această serie de webinarii împreună online pentru participanți din întreaga țară. S-a dovedit că este necesar și, din păcate, va mai fi probabil necesar încă pe termen ceva mai lung decât credeam în martie, atunci când a apărut închiderea școlilor. Vă mulțumim tuturor pentru interes, pentru participare și pentru că nu dorim să întindem prea mult, dați-mi voie să vă prezint primul vorbitor. Este vorba de unul dintre cei patru invitați, este vorba de domnul Dr. Ahmed Tili, director al laboratorului de Open Educational Resources la Smart Learning Institute de la Beijing Normal University, expert la Liga Educațională Arabă și în prezent redactor asociat al buletinului IEEE al Comitetului Tehnic pentru Tehnologii Educaționale. Este totodată copreședintele grupului de interes special al IEEE pe tema inteligență artificială și medii de învățare inteligentă, precum și al grupului de interes special privind gamificarea educațională și învățarea bazată pe jocuri. Interesele sale de cercetare includ educația deschisă, învățarea bazată pe jocuri, psihologie educațională și inteligența artificială. Totodată, domnul dr. Ahmed Tili este și coordonatorul realizării acelui ghid UNESCO despre care ați aflat, care prezintă recomandările OER și UNESCO cu privire la utilizarea resurselor educaționale deschise în această perioadă de închidere a sistemelor educaționale din cauza crizei COVID. Ahmed, please, I made your introduction, please say us a couple of words about what you've done and the topic of the seminar. Please. Thank you so much. So, as you said, even though I don't speak Romanian, but I kind of understand what you said. So today we will talk about guidance on open educational practices during school closure, which is in line with UNESCO OER recommendations. So before I give a brief introduction about this handbook, I would like first to thank my Romanian colleagues, especially Prof. Gabriela, Prof. Carmen, and Prof. Diana for their amazing collaboration to produce both the English version and the Romanian version of this handbook. And I would like to say that both versions are now published on the official website of our institute, so you can find them there. So today I will just give a brief introduction, then I will leave the details to my colleagues to further present them. So as you all know, COVID-19 hits all over the world. And according to the latest statistics from UNESCO, we have over 1 billion students which were affected from 177 countries. Especially in China, we have almost 300 million students which were affected. So as you can see here, exactly we have 200,078,000 students. So which is a very huge number. And as you all know, COVID-19 started or hit first in China, and therefore we had to act quickly and we had to find solutions in order to maintain education for all those students. So in this context, we have produced several books. For instance, we have produced the handbook on facilitating flexible learning, and this handbook was translated to several languages, as you can see, English, Chinese, Arabic, Portuguese, and Korean. Also, we have published Active Learning at Home. I'm not sure why my screen is changing by itself. And also we have presented Active Learning at Home
and flexible learning during campus closure. So we have published several books, and one of these books, which we will talk about today, is Guidance on Open Educational Practices. So as you can see here, we have five parts in this book. So first, we talk about the background of using open educational practices. Then we talk about open educational practices or applying open educational practices. Then we talk about the OER competencies for applying open educational practices. Then we talk about typical OER-enabled distance learning strategies. And finally, conclusions. So as I said, I will try to briefly give the structure of this handbook, and I leave the details to be explained by my colleagues here. So first question that everyone can answer, why did we focus on using open educational practices during this COVID-19? And the answer is easy. So first of all, as you know, COVID-19 was unpredictable. Therefore, we had to act quickly. And if we say you had to act quickly, we need to shift our content from the traditional lectures, face-to-face lectures, to online lectures. And if we need to do this from the beginning or from the scratch, it will take us a lot of time to prepare content, to put them online, etc. So one of the easiest way is to use open educational resources. So open educational resources can be found online, and they are freely accessible, and you can use them according to the way you want, of course, in respecting open license. So in this way, teachers can save a lot of time. So instead of creating our own resources, we can directly reuse several resources which are published in very popular OER repository. This is one. Second, we have teacher-learner isolations. So as you all know, in online learning, we have high dropout rates. So if we talk now, about using OER, we could talk about social networking, and we are talking about open educational practices where students can collaborate together. So in this way, we can overcome the isolation of both teachers and learners. And three, if you are talking about pedagogical approaches, we can talk about active learning, which is supported by open educational practices. Therefore, using OER and OEP during COVID-19 is very useful. And also, during the end of 2019, UNESCO has released the OER recommendations. And during this recommendation, we have five areas or five objectives. So as you can see, building capacity of stakeholders, developing supportive policy, encouraging inclusive and equitable quality OER. So in this handbook, what we tried to do? So we tried to fulfill all of these five objectives through different stories, through different recommendations, etc. For instance, we can give you an example. Here you can see one of the recommendations of UNESCO is to provide frameworks that support the development of OER products. So in line with this recommendation provided by UNESCO, we have developed an OEP framework. And OEP framework could easily help researchers to implement OEP online. So what we did, we have conducted a systematic literature review, and we have identified over 20 OEP definitions given by several researchers online. Then we have analyzed these definitions, and we have extracted all the needed dimensions to create this framework. So now it is easy to go back and or to refer to this framework in order to understand how could you implement OEP. For instance, if you are talking about OEP, we are talking about open assessment, we are talking about open collaborations and open teaching. One of the other examples, for instance, UNESCO mentioned that we need to provide mechanisms for the implementing and application of OER, as well as encouraging the feedback from stakeholders for constant improvement of OER. So in order to have constant improvement of OER, we have identified the challenges of OEP, for instance, that each researcher or each educator needs to know. Therefore, they can consider these challenges during the implementation of OEP. For instance, schools and universities may find it challenging to adapt their pedagogy to OEP, because OEP now, it's more based on practices, and it's based that learners are active learners, and they co-create or they co-produce the learning content, which could be very challenging for some universities, especially if you are talking about
the culture, and especially when we are talking about the mentality of some educators. Therefore, one of the challenges that we mentioned. Also, we can see here that students are more familiar with traditional learning approaches. Hence, they may find it difficult to be self-regulated and adapted to an OEP structured course. So as we said, in OEP structured course, students need to help the teacher to improve, for instance, the learning content. For instance, I could output or publish an open chapter, then the students could enhance it by providing more references, by adding more paragraphs, by developing more of the content. So here we can talk about the students being active students and being co-producers of the learning content. So as you can see here, we have provided just brief examples of some recommendations provided by UNESCO and how we could take these recommendations into consideration in order to facilitate the implementation of OER and OEP. Also, during this handbook, we have collected several stories from different countries about how OER and OEP was implemented during COVID-19. We have different stories. For instance, I can give you this short stories, which is about teaching family education course during COVID-19. So we have developed the family education course, which is based on OEP. For instance, here we can see that the teacher releases the chapter as OER, and then we have, for instance, the students had to work in teams under the supervision of the teacher to enhance the teaching materials by searching for new problems in each age category. So here we have different problems for each age category. The teacher listed, for instance, 3 or 4 problems for each age category. However, he asked the students to find more examples or more problems. And he here became more of as a facilitator. So as a facilitator, he provided more references. He tried to guide the students, and the students had to do them some searching. And here we are talking about the connective bits approach and find more examples. Also, we can see here that the students worked in teams using Tencent documents in order to support open collaborations and for students to see each other's progress. And at the end, all the chapters are collected and published as an open textbook. So as an open textbook, therefore, teachers can refer to this family education textbook and also enhance it in the next years. And the students can also refer to this textbook and enhance it in their coming years. So we are currently trying to write a study about this example. And thank you so much. So as I said, I tried to keep it very quick, and I tried to present the overview of this handbook. And I'm pretty sure that my colleagues here will further give more details and more examples and more stories about OER and OEP. Thank you so much. Thank you very much, Ahmed. I'm sure you will be available for questions if there will be the chance at the end. Thank you very much again. Înainte de a trece la următoarea prezentare, aș dori să repet o recomandare pe care am făcut-o la început. Am văzut între timp că pe chat încep să se pună întrebări. Dacă doriți ca întrebările dumneavoastră să le putem prelua și să le putem organiza, să dăm un răspuns la ele, vă rugăm ca întrebările să le adresați pe question and answers, pe Q&A, nu pe chat. Pe chat, limitați-vă la numele și apartenența, astfel încât să putem să creăm badge-urile. Da? Vă mulțumesc! Trecem la următorul prezentator. Este vorba despre prietena și colaboratoarea noastră, Carmen Holotescu, profesor la Universitatea Ioan Slavici din Timișoara și decan al Facultății de Inginerie, director al Centrului pentru Educații Deschise și Blockchain din cadrul universității. Are un doctorat pe tema noilor tehnologii și a educației deschise, a participat la mai multe proiecte europene, având o experiență bogată în proiectarea și implementarea de platforme de învățare și colaborative bazate pe pedagogii deschise. A publicat peste 100 de articole și capitole de cărți legate de e-learning, blended learning, social media, resurse educaționale deschise, cursuri de tip MOOC și așa mai departe, obținând peste 1500 de citări. Este instructor online certificat al Universității Maryland din Statele Unite, facilitând timp de 12 ani cursuri online la această universitate.
Carmen a fost în echipa care a participat la realizarea acelui ghid. Carmen, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Radu. Bună ziua tuturor! Mă bucur să mă aflu aici cu dumneavoastră. Suntem așa de mulți că nici nu am încăpea în sala polivalentă de la Timișoara. Suntem mulți care încercăm să învățăm împreună, să colaborăm, să găsim proiecte pe care să le ducem mai departe în grupuri care se vor forma, sunt sigură, și de aici. Vă rog să-mi confirmați că se vede bine prezentarea. Da? Mulțumesc. Deci, a făcut o introducere. Carmen, da? Carmen, te rog frumos să intri în slide share, că nu e, acum e da, bine. E bine, da? Mulțumesc. Da, mulțumesc. Deci, aș vrea să continui prezentarea pe care a făcut-o Ahmed și să vedem puțin contextul în care a apărut acest ghid UNESCO, ce conține el și cum ne ajută să înțelegem ce înseamnă resursele educaționale deschise și pedagogiile deschise și cum să le utilizăm. Și am aici o serie de screenshot-uri de la probabil cel mai rapid, cel mai consistent, cel mai valoros răspuns care s-a dat educațional, global, în această perioadă care ne încearcă încă pe toți. Este vorba despre portalul UNESCO de răspuns educațional. Și ce vom găsi la această adresă pe care o vedeți în partea de jos a slide-ului? Vedem că acest portal conține o serie de elemente care sprijină strategiile și măsurile care se iau în multele țări, majoritatea de pe glob. De asemenea, o serie de webinarii care se organizează. Găsim de asemenea și trebuie să le vizităm și să le înțelegem și să vedem cum să le facem mai bune platformele noastre naționale. Deci găsim o serie de platforme utilizate pe toate continentele. Apoi găsim soluții pentru învățarea la distanță și de asemenea găsim niște coaliții formate în această perioadă. În cel de-al doilea screenshot am făcut o preluare a ceea ce se prezintă ca fiind platforme naționale pentru România. Este vorba despre proiectul CRED și Liviu mi-l va prezenta. Este vorba despre site-ul Manuale, care însă nu are licențe deschise, și este vorba despre programele care au fost derulate pentru elevi de către televiziune. Nu avem o platformă încă care să fie cu licențe deschise, o platformă care într-adevăr să conțină resurse educaționale deschise pentru toate disciplinele și toate clasele și toate formele de învățare. În această perioadă, urmând recomandările UNESCO care au fost publicate, cum a spus și Ahmed, la sfârșitul lui 2019, s-a format Coaliția Dinamică pentru Resurse Educaționale Deschise la începutul lui martie, care conține 4 grupuri de lucru ce vin să implementeze, să sprijine implementarea recomandărilor UNESCO. Și în ghidul nostru veți găsi prima traducere în limba română a acestor recomandări, la pagina pe care am scris-o acolo, 61. Tot în această perioadă, pentru a da răspuns și pentru a ajuta țările ca folosind soluții globale să și le adapteze la specificul național și să-și gândească strategii pentru viitor, s-a format Coaliția Globală pentru Educație. Dacă vom merge pe paginile Coaliției Dinamice sau acele globale, vom descoperi foarte multe organizații internaționale pentru educație, de unde iarăși putem învăța, de la care să învățăm și cu care să colaborăm. Acum despre ghid. Am văzut, spunea și Ahmed, ghidul în limba engleză, care a fost publicat sub egida UNESCO și scrierea lui a fost coordonată de către Institutul din Beijing. A apărut în 18 mai, are un grup de educatori, de creatori, de autori din mai multe țări și a fost creat ca și o resursă educativă educațională deschisă, deci publicat sub licență deschisă. Lucrul acesta ne-a permis nouă
deci împreună cu Diana și cu Gabriela, să îl traducem, să îl adaptăm, creând o resursă educațională deschisă de sine stătătoare. Deci este metoda poate cea mai rapidă să găsești o resursă educațională valoroasă pe care să o traduci, să o adaptezi, bineînțeles, dând credit autorilor care au creat resursa primară și după aceea, bineînțeles, că adaptarea poate să meargă mai departe. Ghidul nostru limba română l-am publicat în 28 iulie și în cele 10 zile trecute, vă mulțumim pentru interesul mare, sunt mai mult de 3.000 de descărcări ale acestui ghid. Observați, am făcut screenshot-uri de la cele două ghiduri care specifică licențele deschise, modul în care se face citarea pentru aceste ghiduri. Am făcut aici o prezentare a cuprinsului ghidului, a vorbit și Ahmed despre el. Ce prezintă ghidul? Utilizare de practici educaționale deschise și de resurse educaționale deschise în timpul pandemiei, cu exemple și experiențe globale, poate să vină în scopul croirii de strategii pentru mai târziu. Ghidul are un capitol care chiar de acest lucru se ocupă, de a creiona strategii pentru mai departe. Este foarte important faptul că din cele 12 studii de caz, care vin din mai multe țări, două sunt din România. Unul este din preuniversitar și va fi prezentat de Violeta, Melania și Liviu, iar celălalt se referă la integrarea cursurilor masive deschise, o altă variantă de resurse educaționale deschise, care va face însă subiectul unui alt webinar pe care vrem să îl organizăm. Sunt foarte multe resurse valoroase pe care putem să le consultăm și a spune eu că acest ghid ne ajută să descoperim, să învățăm, să adaptăm, să lucrăm și să creăm împreună. Ne ajută ghidul să înțelegem ce înseamnă resursele educaționale deschise, pedagogiile deschise, cum anume să le utilizăm și să le aplicăm. La pagina 8 veți găsi o detaliere, o descriere a noțiunilor din ghid și aici veți găsi ceea ce înseamnă educație deschisă, cea pe care încercăm toți să o realizăm. Pentru această educație deschisă, pilon de bază sunt resursele educaționale deschise, pedagogiile deschise, cursurile masive. Resursele educaționale deschise și iarăși am pus pagina unde găsim informații despre ele. Definirea lor a fost făcută în cadrul unui forum UNESCO în 2002, au fost redefinite în 2019 și ele se referă la materiale de învățare, predare și important și de cercetare, în orice format și după, care se află în domeniul public sau sunt publicate sub licențe deschise și care permit accesul gratuit, reutilizarea, adaptarea și redistribuirea. De unde a pornit ideea de resurse educaționale deschise? A pornit de la cursurile care și le-au pus cei de la Massachusetts Institute of Technology la dispoziția tuturor în 2001 prin mișcarea OpenCourseWare. Am pus adresa unde se găsesc acum aceste cursuri deschise. Putem să ne întoarcem și să vedem ce se întâmpla în 2001 cu acest site foarte cunoscut și să apelăm la Wayback Machine. Și ceea ce este important este că resursele educaționale deschise au granularități diferite. Pot să fie resurse educaționale mici, pot să fie imagini, prezentări multimedia, videouri, audio, fișiere, dar în același timp pot să fie e-book-uri, așa cum este și ghidul nostru, sau pot să fie cursuri în totalitate. Deci vorbim despre resurse educaționale deschise, mici și mari, care pot să stea pe directoare specializate sau, așa cum facem foarte mulți, pe rețele sociale. Aici am făcut câteva screenshot-uri de la cum arată acum Massachusetts Institute of Technology, cum arată partea de portal pentru educatori din în sprijinul profesorilor pentru a găsi materiale
pe care să le folosească în cursurile lor și putem să creăm noi cursuri de calitate dacă avem niște repere valoroase. Apoi, pentru a utiliza resursele educaționale deschise, trebuie să înțelegem ce înseamnă licențele deschise. Și site-ul unde vom găsi aceste licențe deschise, iar pagina, vedeți, este 40 în ghid, unde se explică ce înseamnă aceste licențe deschise, deci toate informațiile și acest mare proiect pornește de la Creative Commons, acolo unde un profesor și avocat american, Lawrence Lessig, a deschis acest proiect în 2001. România este printre primele țări care au făcut traducerea și adaptarea licențelor deschise la limba română. Asta s-a întâmplat în 2008. Și în urmă cu câteva săptămâni, George Popescu a făcut traducerea versiunii 4 a licențelor deschise. Pe acest site Creative Commons putem găsi diferitele tipuri de licențe care ne cer ca să atribuim autorul, să-l specificăm al unei resurse. Se poate ca printr-o licență să spunem că o resursă poate să aibă opere derivate sau nu, sau să fie redistribuită mai departe sub aceleași licențe, și se poate ca resursele să aibă derivate care să fie chiar comerciale. Carmen, și acest... să ții cont că mai ai cam 2 minute alocate. Da, termin 2 minute. Pe acest site vom găsi și o serie de resurse deschise pentru această perioadă și vedeți că am făcut un screenshot în partea cea mai mare a acestui slide. Ne învață ghidul, de asemenea, că în a porni utilizarea noastră performantă a resurselor educaționale deschise, trebuie întâi să știm unde să le căutăm, să căutăm resurse valoroase, să le validăm. Și un astfel de director pentru resurse este Merlot. După aceea am specificat o altă colecție de directoare și portaluri de resurse educaționale deschise la proiectul PoeRap și, de asemenea, o resursă deschisă care conține directoare de resurse educaționale deschise la Padlet. Cum anume creăm? Putem să o facem pe un alt site foarte cunoscut, OER Commons. Putem apela la o serie de tool-uri pe care le găsim la Centrul pentru Învățare și Performanță din Anglia. Am pus link-ul mai jos, care de asemenea publică de vreo 12 ani un top al tool-urilor educaționale utilizate de educatori de pretutindeni. Sunt deci primii pași în a înțelege ce înseamnă resurse educaționale deschise și a le utiliza. Eu mă opresc aici și colegii mei vor continua în a vă angrena în minunata muncă de a înțelege, a utiliza și a crea resurse educaționale deschise. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Carmen. O să mai luăm și întrebări ulterioare. Deocamdată revin cu o precizare. Am văzut că întrebările încep să se pună pe Q&A și se dau deja răspunsuri la ele. Le păstrăm pe cele la care nu s-a răspuns încă pentru a încerca să dăm o soluție. O altă precizare însă pe care o repet de la început, vă rugăm ca adresele de e-mail să nu le treceți pe chat pentru că nu le putem culege de acolo în vederea acordării de badge-uri. Este un formular, vi s-a repetat informația respectivă de mai multe ori, vă rog pe acel formular să completați și atunci ele intră direct în baza noastră de date încât să putem la modul corect să vă acordăm badge-urile respective. Da? Vă mulțumesc pentru răbdarea de a asculta și aceste precizări și trecem mai departe la următoarea prezentare. Colega noastră Gabriela Grosek, conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Psihologie al Universității, este o persoană cu o bogată experiență în utilizarea tehnologiilor informaționale în educație, atât în predare, în învățare, cât și în cercetare,
fiind preocupată îndeoseb de formarea studenților și a profesorilor, atât în medii față-înfață, cât și în cele online. De peste un deceniu este redactor șef al revistei de informatică socială din România și este un autor a numeroase articole în domeniul e-learning, fiind cu o prezență susținută ca speaker la diverse evenimente internaționale, organizator de workshop-uri, membru în comitetele editoriale a diverselor reviste și conferințe pe aceste tematici. Domeniile de interes în cercetare acoperă principalele aspecte ale educației deschise, în special resursele educaționale deschise și cursurile de tip MOOC, instrumentele Web 2.0, aplicațiile de social media în învățământul superior și mai recent ceea ce cunoaștem sub denumirea de digital literacy, care este un topic tot mai fierbinte pentru România în ceea ce înseamnă digitalizare. Gabi, te rugăm să ne faci prezentarea ta și revenim cu întrebări. Te rog. Mulțumesc foarte mult, Radu. Am să fac o prezentare de ecran. Sper să și găsesc unde este. Cred că acesta. Să-mi confirmați, vă rog, dacă se vede? Da, este foarte da, bine. Da, se vede. Da. Bun, bună ziua tuturor și bine ați venit la cea de-a 10-a ediție, dacă nu mă înșel, la acestui webinar împreună online. Știu că prietenul nostru cel mai bun de data aceasta nu este timpul, așa că am să încerc să mă condensez în cele 10 minute. Diana, iartă-mă dacă am să depășesc cu 1 sau cu 2 minute, voi face tot posibilul. Colegii mei, Ahmed și Carmen, v-au povestit de ce acest ghid. Eu aș dori să vă prezint foarte pe scurt de ce Diana, Carmen și cu subsemnata am considerat că trebuie să-l traducem în română. De ce un astfel de ghid în limba română? Pentru că, pentru că acest ghid aduce ceva nou pentru spațiul educațional românesc și în primul rând vorbim de niște elemente care poate la prima citire, la prima lecturare nu sunt chiar atât de transparente. Unu, este vorba despre creativitate. Deci în primul rând transpare cumva ideea că dreptul de autor trebuie bine însușit și avem nevoie de noțiuni de legislație digitale. Deci creativitatea care, oricât de paradoxal ar părea, este determinată de dreptul de autor, deci acel copyright. Cel de-al doilea element este vorba despre libertate, libertatea de a alege. A alege ce? A alege să-ți faci tu însuți deschise aceste resurse pe care le creezi sau libertatea de a alege să folosești în cursurile tale, în unitățile tale de învățare, alte resurse educaționale deschise. Al treilea element în care vine acest ghid, este accesibilitatea, adică o educație de calitate inclusivă pentru toți. Da? Ne ducem cu gândul la obiectivul de dezvoltare durabilă 4. Și nu în ultimul rând, este vorba despre responsabilitate, despre ideea de a stârni în copiii noștri să aibă un comportament de utilizator corect în rețea, de ideea de a induce obișnuințe din acestea bune. Deci, cu alte cuvinte, este un ghid care aduce și cumva sistematizează, clarifică niște noțiuni care nu sunt transparente la prima vedere, dar cu care spațiul românesc se confruntă. Care ar fi acestea? O să le iau pe rând. Deci, în primul rând, pentru fiecare dintre ele, am încercat să identific obiectivul UNESCO în care se regăsește. Și un exemplu de bună practică, o poveste din aceasta de succes din cele 12, toate sunt de succes și a fost într-adevăr o muncă foarte asiduă să le selectez pe cele mai bune. Și atunci, de ce vorbim despre binomul acesta fantastic, copyright versus creativitate, da? Sau mai pe românește, 1 plus 1 uneori, să știți că chiar face 3. Și este o formulă matematică care este adevărată, dar doar dacă ești foarte creativ. De ce? Pentru că există o serie de întrebări care sunt încă adresate în mediul educațional și care încă nu au răspunsuri și le vedeți aici pe slide. Deci ar trebui eu să cunosc drepturile de autor, de ce nu mă pot prevala de această utilizare rezonabilă de bun simț la mine la clasă, în pereții clasei mele. Mai mult decât atât, știu eu să combat miturile acestea care există referitoare la legea dreptului de autor? Trebuie eu să fiu jurist? Nici noi nu avem facultate de drept. Când nu știm cum să mergem mai departe, efectiv apelăm la către un specialist. Care ar fi aceste mituri? Da? Miturile sunt cele care le aflăm în cancelare, care le aflăm la o șuetă, la o cafea, dar ideea este că
Nu tot ceea ce este pe internet este public. Adică el este public, dar nu este public pentru mine că eu să-l pot să folosesc. A, și dacă eu citesc sursa, o pot folosi. Nu este chiar așa, este vorba despre atribuire. Care atribuire? Atribuire pe care o aduce licența Creative Commons și pe care Carmen a detaliat-o anterior. Deci sunt câteva mituri pe care trebuie cumva să le combatem în lecțiile noastre, indiferent că sunt de română, de chimie sau mai știu eu de ce alte discipline. De ce? Pentru că eu sunt atât ca profesor sau ca elev, ca student, și utilizator, dar și creator. Ca utilizator, caut, selectez, mixez, descarc, partajez, ca și creator, ca și autor, ca și deținător de drepturi, iar uneori nici nu mai sunt eu deținătorul de drepturi, cazul în care public și îmi dau drepturile către o editură, cu niște restricții asupra resurselor pe care eu le creez. Da? Și atunci, practic, se creează așa un fel de climat din acest așa de neîncredere, de frică, wow, da, deci eu nu pot să folosesc acea resursă educațională. Și nu știu că, de fapt, da, există posibilitatea de a accesa resursele educaționale deschise. Ei, cum înțeleg profesorii în general această situație? De obicei sunt trei mari categorii de profesori, pe care René Hobbs, o mare profesoră de media literacy din state, îi clasifică neștiutor, conservator, da? Și cei care se conformează. N-am să insist foarte mult, dar atât am să vă spun că neștiutorii sunt cei care chiar nu vor să facă absolut nimic în această privință și îi felicit pe cei 55.000 de profesori din proiectul CRED care au ales să treacă cel puțin în tacma conservatorilor, adică cei care știu, cei care într-adevăr doresc să facă ceva, le inspiră copilor, dar rămâne totul în zidurile clasei. Iar conformiștii din care facem și noi parte sunt cei care știm de aceste reguli de utilizare rezonabile, de deschidere de acces liber, în care știm că cele 10% dintr-un text sau 3 minute dintr-un video avem voie să le folosim, ne uităm și citim acea licență Creative Commons și știm cum putem refolosi aceste resurse. Și acum nu trebuie să vă temeți de aceste licențe, pentru că instrumentele acestea care acordă o astfel de licență, ele practic întăresc dreptul de autor. Noi nu practic înlăturăm dreptul de autor, ci pur și simplu îl consolidăm prin acordarea altor drepturi. Așadar, primul element de noutate este acest creativitatea, care căul acesta ar trebui să fie bine înțeles că nu vine nici de la copyright, vine de la common. Da? Și efectiv, cumva, instrumentele acestea pun în balanță și asigură un echilibru în condițiile în care dreptul de autor te limitează atât de drastic. Cel de-al doilea element este vorba despre libertatea de a alege. La fel, am încercat să identific care sunt obiectivele UNESCO și un exemplu, o poveste de succes. Dar această libertate de a alege este cumva de a merge de la toate drepturile rezervate, cum zicea Carmen, că poate este utopic de spus să mergem la niciun drept rezervat și să avem toate în domeniul public. Da? Avem foarte multe elemente care le putem folosi din domeniul public, dar undeva să ne situăm la mijloc. De ce? Pentru că avem niște libertăți de a ne folosi de lucrări, de a da dreptul de a folosi lucrările noastre altora, da? De a face lucrări derivate, de a distribui, de a partaja și așa mai departe. Deci este acel Creative Commons care se interpune între toate drepturile rezervate și niciun drept rezervat. Bun. Și atunci vreau să vă atrag atenția, așa cum Carmen a subliniat, capitolul 3 este poate unul dintre cele mai importante din acest ghid, care pe lângă faptul că face o atenționare asupra permisiunilor pe care le oferă resursele educaționale deschise, acei 5R, da? Pe care trebuie să însușim, și modul în care putem să și le combinăm și să le folosim cu succes la clasă. Ei, mai mult decât atât, trebuie să-i fim recunoscători lui George Harry Popescu, pentru că a reușit să traducă în limba română și avem versiunea 4.0 internațională a acestor licențe. Și acum vreau să vă spun doar de ce ar fi nevoie să cunoaștem toate aceste lucruri. Și vă dau un caz foarte ușor. Mona Van Gogh, precis o știți, este o nebunie, așa o epidemie artistică de parodii care circulă în mediul online. De ce ar trebui eu să încurajez copiii să facă o astfel de lucrare derivată? În primul și în primul rând, de ce ar trebui, de exemplu, să le stimulez creativitatea și să aibă niște lucrări originale cu fața lui Van Gogh și a Mona Lisa pe diverse alte poze? Am încercat să caut cu TinEye și cu Google Images căutarea inversă motoare, care Carmen a subliniat se găsesc la pagina, da, putare, și am găsit că, de fapt, este vorba despre o derivare a fotografiei din Unsplash a unui utilizator care a pus-o cu licență Creative Commons 0, adică cea mai permisivă din domeniul public. Dar fiindcă vorbim de practici educaționale deschise, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine de ce aș vrea eu să folosesc această
derivare, această combinare, această transformare. Pentru că aș putea să vorbesc la lecție, eu știu, oare Van Gogh a pictat într-adevăr pe Mona Lisa sau cam cât costă un tablou de Van Gogh și așa mai departe. Ei, libertatea aceasta, deci ne permite să căutăm tot felul de resurse, audio, video, cărți și așa mai departe. Vă recomand cartea aceasta, Furtul, istoria muzicii, care a apărut recent și este vorba despre efectiv o traducere, o adaptare în limba română cu o licență Creative Commons care vorbește efectiv de plagiat, de împrumutat, de combinat, de remixat, când a existat sau când nu a existat un drept de autor. Discutam zilele trecute cu Carmen ce se întâmplă cu această rapsodie a lui George Enescu, da, care a apărut în 1902, dar ea de fapt se bazează pe Amuleu și vreau să-l beu din 1800 și ceva al lăutărilor Sava și Dinicu. Cel al treilea element este vorba despre accesul și accesibilitatea, adică ce înseamnă acest acces și accesibilitate, am mai spus, este vorba despre educație inclusivă pentru toți, adică și pentru abilități, și pentru dizabilități, și pentru persoane care au ritmuri sau stiluri diferite de învățare. Iar pentru acest lucru trebuie să te adaptezi la necesitățile cursanților. Care ce înseamnă? Înseamnă că tu trebuie să cunoști cel puțin un model pedagogic de construcție a unei resurse educaționale și unul dintre ele care este cel mai potrivit pentru RED-uri este designul universal pentru învățare. N-am să insist asupra lui pentru că mă gândesc că îl cunoașteți. Și știți că învățarea este unică, este ca amprenta, este ca, eu știu, ca un ADN din acesta digital, în care putem să ne facem lucrurile, resursele noastre accesibile. Un document simplu este dat ca și exemplu în acest ghid în Word. Ce poți să faci să-l faci accesibil și pentru cel care are o abilitate extraordinară sau o dizabilitate sau un ritm din acesta de învățare sau un stil de învățare, eu știu, kinestezic. Bun, eu v-am dat, de exemplu, un alt tool prin care poți să compari, de exemplu, două culori, o combinație catastrofală, roz cu turcoaz, și se vede că la baza ecranului este roșu. Dar avem această posibilitate de a oferi educație pentru toți. Cel de-al patrulea element este responsabilitatea, acel comportament social corect pe care îl dorim de la elevii noștri și nu numai, chiar și de la noi profesorii care uneori nu știm că facem lucrurile greșit pentru că nu cunoaștem legea, deși nu este nicio scuză. Și anume, cine este răspunzător și față de cine? Da? Adică noi chiar ar trebui să predăm despre acel bai din licența Creative Commons, despre acea atribuire, care atribuirea de foarte multe ori noi asociem cu plagiatul și nu intrăm în această zonă. Pentru că avem instrumente prin care putem cita în referințe, în text. Avem inclusiv, de exemplu, blogul APA al Asociațiilor Psihologilor Americane, care îți citează frumos o resursă educațională deschisă de orice tip. Dar de la ce vârstă ar trebui noi să învățăm elevii despre atribuire? De la 7, de la 8 ani? Este foarte greu, dar nu este imposibil, să știți. Atunci, fiindcă noi lucrăm foarte mult cu imagini, în special la clasele foarte mici, măcar rețineți aceste patru elemente, titlul, autorul, sursa și licența, care se pot, da, prelua din fotografia respectivă, din depozitele pe care Carmen le-a amintit, sau se pot efectiv ștampila pe fotografie dacă dorim să nu facem nicio instrucție cu elevii noștri, folosim Photos for Class sau un exemplu foarte simplu, CC Stamper. Pui o ștampilă și dai credit. Și în felul acesta încerci cumva să responsabilizezi cu obișnuințe bune elevul, să aibă un respect față de creator, în așa fel încât și el să culeagă roadele acestui respect. Dar de ce ar fi importantă această Creative Commons, acest acces deschis pentru educație? Din două puncte de vedere, dar cel mai important este faptul că noi trebuie să fim conștienți că elevii noștri vor fi pregătiți pentru o societate în care vor fi fluenți digital, cursiv digital. Ce înseamnă acest lucru? În primul și în primul rând este vorba despre alfabetizare, ceea ce zicea Radu despre digital literacy. Este vorba despre capacitatea de cum sau ce folosim, da, în mediul acesta online, de exemplu, cum folosim un mesaj. Da? Cea de-a doua este capacitatea de când și de ce, da? Este fluența asta digitală. Când voi folosi eu un mesaj într-un forum sau, eu știu, într-un post de Facebook. Și pentru aceasta tu trebuie să fii un educator deschis, adică trebuie să știi să aplici acele pedagogii, acele practici educaționale care sunt descrise atât de bine în ghid. Despre acest lucru, dacă ne situăm ca lider, ca explorator, Doamne ferește să fim toxici sau ostili, am vorbit împreună într-un capitol de carte care a apărut în volumul Educația Digitală de la Polirom. Vă invit călduros să-l găsiți pe elefant.ro. La fel după cum, dacă n-ați făcut-o până acum, vă invit să vă înscrieți la programul nostru post-universitar de resurse educaționale digitale pentru instruire online. Mulțumesc! Sper că m-am încadrat. Mulțumim și noi. Mulțumim, Gabi.
O să trecem acum la invitații noștri. Avem o serie de trei invitați pe care am dorit să-i rugăm să ne facă scurte prezentări ale activităților pe care le desfășoară și o să începem cu domnul Liviu Constantache, care este expert în integrarea tehnologiilor digitale în educație, coordonator la realizarea singurei politici publice privind utilizarea TIC în educație în sistemul preuniversitar. Este dezvoltator și implementator de proiecte educaționale bazate pe utilizarea tehnologiilor digitale, fiind coordonator CRED, Resurse Educaționale Deschise, în proiectul intitulat Curriculum Relevant și Educație Deschisă pentru Toți. Partenerii în acest proiect sunt Ministerul Educației și Institutul de Științe ale Educației. Nu vreau să dau mai multe date despre proiect, s-a vorbit deja de cei 55.000 de profesori care au fost deja participanți la proiect. Îl lăsăm pe Liviu să ne dea informațiile relevante. Te rog, Liviu. Liviu? Bună ziua tuturor și bine v-am găsit și e onoare să fiu alături de dumneavoastră. Voi da share screen la o scurtă prezentare în care vom face o trecere în revistă a ceea ce și-a propus, face și va face acest proiect pentru mediul educațional din România. Se vede prezentarea? Ok. Da, se vede. Mulțumim. Ok. Deci, proiectul a demarat în 2017 prin semnare, dar efectiv a început anul trecut, la începutul anului trecut, când au putut fi demarate, angajările în proiect, astfel încât experții să poată să înceapă să construiască. Se tot vorbește foarte mult despre platforma CRED, despre ce înseamnă platforma aceasta EduCRED. Când am construit platforma, noi am avut în vedere câteva componente. Componenta de comunicare și colaborare, pentru care soluțiile analizate și găsite la momentul respectiv au fost Google Suite for Education, în combinație cu Office 365, în ideea că având același cont, un profesor are acces și la facilitățile pe care le oferă Google Suite și la facilitățile pe care le oferă Office 365. Astfel încât spațiul este nelimitat, instrumente de colaborare gratuite, video și document sharing la dispoziție, la fel și cu Office 365, cu spațiu de 1 TB pentru fiecare utilizator și toate instrumentele Office asigurate gratuit pentru profesori. Pe de altă parte, pentru că am analizat pentru programul de formare ce ar fi cel mai potrivit. Și în analiza noastră a ieșit că Moodle-ul ar fi o soluție cea mai adaptată pentru câți oameni aveam noi de când să ținem în formare, cel puțin 55.000 de oameni, astfel încât soluția de open source de la Moodle am dezvoltat-o și am integrat-o în platforma de formare a proiectului, în care cursantul se conectează tot cu același cont. Deci el nu schimbă contul, pur și simplu, același cont, parolă și așa mai departe. Construim o componentă de RED, un colector de resurse educaționale deschise și pentru prima oară în istoria, să zicem așa, mediului public din România, dezvoltăm platforma pe GitHub, astfel încât oricine din comunitatea de dezvoltatori, să spun așa, se poate asocia dezvoltării acestui colector de resurse educaționale deschise, este link-ul acolo. Dar n-am neglijat componenta de social media, pentru care am construit o pagină de Facebook, care în prezent are peste 25.000 de urmăritori, și un grup social media, care este prezentat și ca bună practică în ghidul UNESCO, pentru că noi am crezut că oamenii pot share-ui resurse și pentru că oamenii învață cel mai bine unii de la alții. Și acum ce s-a întâmplat în acest proiect? Până la 10 martie, pentru că 10 martie e o dată istorică pentru proiectul nostru, 11.000 de cadre didactice fuseseră instruite într-un program de formare care includea 60 de ore online și 60 de ore face-to-face, dintre care introdusesem pentru prima oară obligativitatea, notați cuvântul obligatoriu, de a face webinare. Deci asta era până pe 10 martie. Din data de 10 martie, când s-a stopat tot ce înseamnă proces face-to-face în educație, noi am avut 7.500 de cadre didactice în jur de care erau prinse deja în programul de formare.
Toți acești oameni și formatorii lor au trebuit să mute la un moment dat tot fluxul de formare în zona de online. Și a trebuit să ne pliem rapid și să construim sistemul astfel încât să putem să transformăm în online ceea ce aveam deja în face-to-face. Imaginați-vă că toate aceste persoane au continuat formarea ca și cum ar fi face-to-face, existând însă chiar o rigoare mult mai mare decât era în face-to-face, pentru că totul era înregistrat, documentat și aveam loguri care ne spuneau, ne certificau prezența sau absența unei persoane la webinar. După, în aceeași perioadă, foarte mulți dintre profesori, și o să vedeți câteva date pe care le prezentăm, foarte mulți dintre profesori care aveau conturi de EduCred, au folosit aceste conturi pentru a utiliza în activitatea cu elevii de la clasele lor. Și pur și simplu am devenit cea mai mare școală online din România la acel moment, având zile în care aveam sute de mii de intrări în platformă, foarte mulți profesori construindu-și acolo relația, să zic așa, educațională cu elevii lor. După, de la 1 iunie, după 15 iunie, când s-a terminat școala, dar când a început următoarea serie de formare, cele 4.000 de cadre didactice au intrat, vedeți că sunt mai puțin, de data asta am redus numărul de grupe, pentru că a fost o chestie de alegere a celor care vreau să participe și a formatorilor care vreau să instruiască. Și am avut totuși peste 200 și ceva de formatori care au zis, ok, noi intrăm în acest program online, ajutați fiind și de experții learning care i-au asistat pas cu pas în acest demers. Iar în jur de 4.000 de cadre didactice au exersat nu doar formarea efectivă din cred, ci au exersat practici pedagogice în online. Deci ei au făcut acest online, au avut fiecare câte 30 de webinarii. Deci nu s-a făcut rabat nici măcar la cele 5 webinarii, astfel încât fiecare grup a avut 30 plus 5 webinarii, astfel încât să respectăm rigoarea programului de formare. Rigoare care a fost foarte bine ținută în frâu pe timpul acestui demers. În acest moment lucrăm să asigurăm sprijin pentru fiecare școală din România și am făcut o analiză și probabil vor ieși câteva date în curând. Astfel încât pentru fiecare școală vrem să asigurăm platformă de genul acesta, de genul EduCred, fiecare școli. Am contactat deja conducerile școlilor, inspectoratelor și experții noștri din proiect, experții learning, împreună cu echipe de voluntari, vor face acest demers de a conecta fiecare școală la o platformă educațională. Urmează în pregătire o serie de webinarii tematice în care vom încerca să translatăm experiența din programul de formare a formatorilor și cursanților în experiențe de învățare pentru ceilalți profesori interesați. Pentru că dacă vă uitați la cifre, aproape 11.000 de profesori au practicat școală online, dar au practicat nu doar cu elevii, ci au practicat între ei sub supraveghere, schimbând bune practici în toate județele din țară. În acest moment, CCD-urile din România dezvoltă o activitate intensă de instruire a profesorilor în utilizarea instrumentelor. Uitați, am pus niște grafice să vedeți ce s-a întâmplat la noi, de unde aveam câteva 1.000-2.000 de participanți săptămânal la cursurile noastre, la webinarele noastre video, vorbim de webinare video. După ce a început acea zonă pandemică, să zic așa, observați cum a crescut aproape exponențial, au crescut participările în sesiunile noastre, sesiunile video organizate pe platforma EduCred. Se vede în zona de 7 aprilie, 21 aprilie, vacanța de Paște, în care a fost mai puțină interacțiune și explozia de după, când am avut zile cu 60.000 de intrări în sesiuni video organizate în cadrul proiectului Cred. Ce vedeți cu portocaliu? Sunt non-crezi, cum le-am spus eu, adică sunt persoane din afara grupului Cred, în condițiile în care pentru participanții la programul de formare noi țineam strict evidența să intri cu contul de EduCred. Cei portocalii sunt de fapt copiii care au intrat în sesiunile video inițiate de profesorii care aveau conturi de EduCred și aici pot să anunț o știre, să zic așa, nouă. Vom da drumul la conturi de educred.eu pentru orice profesor care dorește acest lucru și săptămâna viitoare vom pune un formular de înscriere pentru astfel de conturi, care nu sunt diferite de conturile școlilor pe care le avea pe Google Suite și pe
Office, dar vom oferi, vom asigura și instruire și tot. După cum vedeți, un grafic interesant este graficul conectărilor în conferințele video, da? În acel grafic... Te rugăm să te apropii de final, pentru că mai sunt și întrebări, da? Te rog. Imediat. În acel grafic o să vedeți cum profesorii se conectau mai mult de pe device-uri de tip browser, adică calculatoare, iar copiii se conectau în principal de pe device-uri de tip tabletă sau telefon. Vedeți graficele cu exploziile care au fost. Aici am pus câteva grafice de... Noi aveam întotdeauna calendarele noastre la evenimente și vedeți, aveam câte 200 și ceva de webinarii pe zi. Dar experiențele noastre din CRED au însemnat următoarele. E mai bine să previi decât să tratezi. Dacă la începutul formării cadre didactice și profesioniști în educație erau sceptici în ceea ce privește învățarea și predarea online, anul acesta ne-a demonstrat necesitatea îmbunătățirii competențelor digitale și nu doar alfabetizarea digitală a acestora. Cadre didactice care au participat până în martie 2020 la formare și cei care au participat apoi au fost, de fapt, resurse educaționale pentru școlile lor, pentru că în analiza noastră, peste 80% din școlile din România au avut cel puțin un profesor la cursurile CRED. Iar dincolo de aceste, cadre didactice care au fost în zona asta de formare doar online, au dobândit și abilități de organizare a unui demers didactic pe care le vor putea organiza online în viitorul an școlar. Dar în principal, ce observăm și ce am observat după atâta, să zic, lucru în acest proiect, este că, de fapt, profesorul este principala resursă într-un sistem educațional de calitate și investiția trebuie dusă către profesor. Și de aia noi credem în continuare în educație și vom avea pe viitor și alte lucruri pe care să vi le împărtășim. Da, mulțumim. Mulțumim, Liviu. Chiar dacă ai triplat cam timpul alocat, o să te rugăm să te mai uiți pe întrebări, pentru că sunt întrebări punctuale referitoare la acest subiect, la care o să te rugăm să dai răspunsuri direct pe question and answers. Dar aș insista totuși să fac o precizare publică acum, pentru că sunt mai multe întrebări de genul: continuă proiectul CRED, cum și în ce format și dacă vor fi cursuri specializate pentru disciplinele tehnice din licee. Poate la asta ne poți da un scurt răspuns direct acum. CRED se adresează în principal cadrelor didactice care activează în zona de primar și gimnaziu, dar sunt foarte multe licee care au și clase de gimnaziu și atunci profesorii din acele licee pot participa. De continuat continuă, dar înscrierile vor începe la seriile următoare în septembrie la CCD-uri și rugăm să se adreseze CCD-urilor din localitățile lor, pentru că acolo sunt regulamentele de înscriere și toate plajele. Acum tocmai ce s-au mai finalizat o formare de formatori și alți, nu știu, peste 100 de formatori sunt pregătiți și ei să-și înceapă activitatea. Deci în septembrie vom avea și mai multe grupe și îi așteptăm la cursuri. Da, mulțumim. O să te rugăm să mai dai niște răspunsuri punctuale la alte întrebări direct pe question and answers. Între timp aș vrea să mai fac o precizare pentru cei care ne urmăresc de pe YouTube. Și ei pot să adreseze întrebări și noi le preluăm și pe acelea. Totodată vă reamintesc, vă rog, completați formularele pe care le-am pus pe chat, astfel încât să puteți să vă completați toate datele de acces cu adresă de e-mail și cu numele complet în vederea eliberării de badge. Continuăm acum cu experiența din preuniversitar. Avem două colege de la Brașov. O să începem cu doamna Violeta Daniela Nedelcu, profesor de limba și literatura română la Școala Diaconu Coresi din Brașov, absolventă a programului Aspire Teachers în 2016, care practică învățarea și predarea online tot din 2016 cu scopul declarat de a schimba mentalități și percepții. A scris peste 100 de articole despre modele de bune practici și alte teme de interes pentru educație, de la echitate la învățământul non-formal în clasă, valorile clasei și așa mai departe. A fondat Clubul Inspirație pentru Școală în anul 2017, în cadrul căruia a organizat evenimente de învățare non-formală. Colaborează cu următoarea noastră invitată,
Dar deocamdată aș dori să îi dăm cuvântul să ne facă o scurtă prezentare a activităților pe care le desfășoară, să vedem exemplele de fapt din preuniversitar care sunt demne de luat în considerare. Vă mulțumesc foarte mult. Voi da și eu share acum la prezentarea care așteaptă. Sunt foarte onorată să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și emoționată de-a binelea. Violeta, te rugăm să dai full screen, deci să intri așa, perfect. Acum am dat. Eu voi prezenta o experiență, experiența mea, știut fiind experiența povestită, împărtășită, partajată, experiența asumată pe urmă și preluată, poate deveni un model de bună practică. Am așezat această scurtă prezentare sub acest titlu, Relațiile sunt inima învățării și în școala de acasă, școala online. În 13 martie am avut această postare în care am exprimat experientarea platformei Zoom AS. M-am conectat cu elevii de clasa 8-a, s-au conectat destul de puțin. A fost ceea ce au făcut și alți colegi. În decurs de două zile a fost această provocare de a nu pierde legătura cu copiii, de a-i ține aproape de noi. În decurs de două zile mi-am dat seama că este vorba mult și de organizare. Copiii erau singuri, părinții erau la serviciu, mulți mă întrebau pe privat, erau destul de dezorientați. Am simțit că au nevoie de un pic de îndrumare și am ajuns la ideea că e bine să își facă un program. Și am zis, haideți, faceți-vă un program. În acel program să aveți și activități offline. Pe lângă acest program, am început a lucra la un orar cu profesorii care au dorit să intre în legătură cu elevii și la fișe cu activități pentru mai multe zile. Am ajuns la ideea la care au ajuns și alți colegi în online, că e nevoie de echilibru. Ceea ce se vede aici, se vede un program pe care și-l făcuse o fetiță, o elevă de clasa 6-a. După ce am vorbit cu ea, am zis, poate n-ar fi rău să incluzi și sportul în programul tău. În 24 martie, atunci am mutat non-formalul în online. Colaboram de ani de zile cu Melania, bibliotecar formator la Centrul de Excelență pentru Copii din Brașov și la inițiativa Melaniei am avut această întâlnire pe care pe urmă am repetat-o la încă o clasă. Am făcut o oră de literatură cu o activitate practică. Copiii știau că trebuie să aibă pregătită foarfecă, să aibă lipici, să aibă culori, pentru a putea face pe urmă chiar un copac. A citit copacul poveștilor, eu am lucrat pe sinonime, care e cuvântul cheie, am ajuns la un cuvânt cheie foarte frumos, cuvântul farmec. Am postat imediat după ce am făcut activitatea cu Melania și vă va povesti chiar ea mai departe, cum au venit pe urmă solicitările, cât de multe întâlniri a avut cu alți profesori, nu numai din Brașov, ci din întreaga țară. După această întâlnire, am realizat că pot să aduc în sala mea de clasă virtuală, pot aduce invitați extraordinari, oameni deosebiți, de departe, nu neapărat din Brașov. Ceea ce vedeți au fost atelierele pe care le-am făcut pentru elevi, de bandă desenată, de dezvoltare personală, am făcut proiect educativ, am făcut cu scriitoarea Ana Maria Borlan II, mișcare creativă chiar cu Ana Maria Guguian. Copiii au dansat, au asociat unui cuvânt, au asociat emoții, au asociat sentimente, pe urmă au încercat să încadreze în mediul în care trăiau și să exprime ceea ce simțeau. Am avut și întâlnire cu Olimpia Meșa despre cum învață oamenii. În luna aprilie, cred, aprilie-mai, mi-am împlinit visul de a crea un site. L-am numit Pe aripile fanteziei, școală și creație. Mi-a prins foarte bine ceea ce s-a lucrat despre licențe creative, pentru că așa este, avem nevoie să împărtășim cu alții, dar e important să știm și despre autor, să precizăm sursa.
Și aș vrea să vă mai arăt o lucrare pe care am făcut-o împreună cu copiii. Am început a folosi și Padlet-ul foloseam. A fost lucrarea de vacanță pe care am denumit-o Ne opunem urâtului și ne întărim legăturile. COVID-19 și lumea culorilor, jurnale de vacanță și cărți. Și aici copiii au postat, a fost un spațiu comun în care au postat ceea ce au lucrat. Și mi-au spus că așa s-au simțit mai aproape unii de alții. Era o întrebare. Îi întrebam, cum sunteți azi? Cum vă simțiți? Și la un moment dat am început a primi și eu întrebarea. Dar dumneavoastră, noi suntem bine, dar dumneavoastră, cum sunteți? După vreo 3 săptămâni i-am întrebat, cum sunteți? Vă sunt de folos întâlnirile noastre? Nu vă sunt? Și uitați-vă, aveți în stânga un răspuns. La punctul 2 vedeți, mă simt tristă pentru că totul s-a dat peste cap, nu ne mai putem întâlni cu cei dragi. În dreapta, eu mă simt bine și cred că mă ajută mai mult decât dacă aș fi nevoit să învăț de unul singur. La final îmi transmit că aud vorbele dulci pe care eu le trimit către ei și că le prinde bine să fim împreună, să interacționăm. Ghidul UNESCO, ce înseamnă pentru noi? Înseamnă un prilej extraordinar de a împărtăși experiențe, de a da viață unor lecții sau unor experiențe singulare și de a fi incluși în ceva mai mare. Eu singură pot destul de puțin. Dacă suntem doi, putem un pic mai mult, dar împreună putem foarte mult. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi și trecem rapid la doamna Melania Luana Butnariu, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov, Centru de Excelență pentru Copii și Tineret. Este absolventă ASE București, drept Brașov, are studii postuniversitare la Universitatea din București și un masterat în managementul calității. A participat, a inițiat și a implementat o serie de proiecte naționale, internaționale, servicii de bibliotecă, aducând astfel Biblioteca din Brașov printre la un nivel de renume în statele dezvoltate din punct de vedere cultural. Coordonează grupuri de bibliotecari publici și colaborează cu cadre didactice de pretutindeni. Nu îi place să scrie despre ea, dar alții au făcut-o, apărând ca bune practici în Orientul Mijlociu, în Tunisia, în Coasta de Fildeș, în Noua Zeelandă, în Vancouver, în Canada și așa mai departe. Citetul care consideră că o reprezintă este bibliotecarul neinventiv, este ca o mașină fără motor. Aparține lui Lidia Kulikovski, director al Bibliotecii Municipale Bogdan Periceicu HD-ul din Chișinău. Te rugăm, Melania, să ne prezinți experiența ta. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Sunt fericită să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Sunt foarte emoționată, să știți, și aș putea spune sincer, sunt chiar copleșită. Nu aș fi eu bibliotecar dacă nu aș începe zicerea mea cu un citat. Cu un citat scurt. Citat de care aș putea spune că m-am atașat încă de la începutul pandemiei, din martie, când am citit o rețea de socializare postat de domnul conferențiar universitar dr. Robert Coravu de la Universitatea din București și dumnealui spune așa: orice criză vine la pachet cu oportunități. Așa a și fost. Apariția noastră a bibliotecarilor în acest tip UNESCO sau a mea a fost o oportunitate. Așa cum bine ați spus și dumneavoastră, mie nu-mi place să scriu despre mine, nu, dar alții au făcut-o, ceea ce este extraordinar. Dacă doamna profesor Violeta Nedelcu nu ar fi scris despre experiența noastră în online, probabil UNESCO nu ne-ar fi cunoscut pe noi, bibliotecari. Am atâtea cuvinte să vă spun și atât de multe lucruri, încât a spune așa, eu nu am făcut o prezentare, în PowerPoint, pentru că am găsit răspunsul la webinarul la care am participat mai devreme cu cei din Republica Moldova. O liniște a prezentării înseamnă o liniște și a ochiului.
De data asta, uitați-vă la mine. Eu vreau să vă spun așa, o poveste. Ce înseamnă pentru mine UNESCO? Pentru mine UNESCO înseamnă, și acum începe povestea. În aprilie am fost invitată în online la o activitate, la o clasă din Pitești. Acolo copiii au fost, au luat la cunoștință cu apariția mea în acest tip UNESCO. E, când a apărut doamna mea, așa îmi spun copiii, am fost întrebată, doamna mea, ce înseamnă UNESCO? Ce înseamnă UNESCO? Grea întrebare. La întrebările grele, de obicei, obișnuiesc să spun, cercetez, mă documentez și vă spun data viitoare. E, de data aceasta am zis că este momentul să dau un răspuns, pentru că nu știu cum va fi data viitoare în online cu atâtea copii pe care eu îi am. Și am spus așa, bibliotecarii sunt un cerc. Deasupra bibliotecarilor este un alt cerc, șefii bibliotecari. Deasupra șefilor este un alt cerc, asociația bibliotecarilor. Deasupra cercului asociației este Federația Internațională a Bibliotecilor. Și deasupra federației este UNESCO, acest UNESCO. Nu puteam să le explic copiilor ce înseamnă efectiv, nu? Copii de clasa a doua. La care a venit foarte repede o a doua întrebare de la același copilaș. Și deasupra lui UNESCO, ce cerculeț mai este? Și am zis, Doamne, Doamne. Deci, a fost o oportunitate ca noi, bibliotecarii, să apărăm în acest vid. A fost o oportunitate ca noi, bibliotecarii, sau cum să vă spun mai exact, în spatele acelei poze cu mine, în spatele acelui nume, bibliotecar, sau sute, sau mii de bibliotecari din țara noastră care desfășoară activități în această perioadă online, folosind, firește, resurse educaționale deschise. Și bibliotecarii s-au reinventat și bibliotecile s-au reinventat. Obișnuiam să spun că bibliotecăresc, când eram întrebată ce faci, Mela, bibliotecăresc. M-a auzit domnul profesor Mircea Regneală, profesor emerit tot la Universitatea din București și mi-a spus așa, Mela, nu mai folosi acest termen. Bibliotecăreala nu sună prea bine. Profesia de bibliotecar este o profesie, spunea el, că-mi și notasem aici ca să vă citesc exact cum a spus dumnealui, profesia de bibliotecar nu este o bagatelă. Profesia de bibliotecar este o profesie nobilă care are un tratat. Și aș adăuga, o profesie care a fost recunoscută într-un vid UNESCO, sub egida UNESCO. Eu multe am să vă spun și foarte multe întâmplări și foarte multe povești. Noi, bibliotecile, bibliotecarii, deci când vă uitați acolo în acest vid, să știți că în spate sunt mii și sute de bibliotecari care muncesc, de la bibliotecarii comunali, orășenești, bibliotecari publici, bibliotecari de la biblioteci județene, bibliotecari școlari, cu toții ne zbatem și încercăm să fim alături de dumneavoastră, de învățământul primar, preuniversitar, de învățământul academic. Mii, sute de activități am desfășurat în această bibliotecă unde mă aflu acum și vorbesc cu dumneavoastră, Biblioteca Județeană Brașov, am desfășurat cu Universitatea Transilvania, cu studenți la Facultatea de Psihologie. Au venit aici și le-am învățat bune practici în munca cu copiii. Am desfășurat și în online. Aș putea să vorbesc foarte multe despre asta. Mulțumim mult, Melania. Suntem în mare întârziere. Da, vă spun doar așa. Cu mâna pe inimă, vă spun că bibliotecarii din țara noastră își îndeplinesc pe deplin menirea. Da. Mulțumesc. Mulțumim mult, îmi cer scuze pentru întrerupere, dar la ora asta trebuia deja să fim de mult în sesiunea de întrebări și răspunsuri și mai avem încă o prezentare. Suntem în întârziere de mai bine de jumătate de oră. Ultima prezentare de astăzi va fi făcută de către doamna Diana Andone de la Universitatea Politehnică din Timișoara, directorul Centrului de E-Learning și cea care a
coordonat echipa care a dezvoltat campusul virtual al universității și platforma de MOOC, prima platformă de MOOC în România. Nu fac mai multe precizări pentru că este deja târziu, oricum cei care doresc și sunt interesați mai multe despre bibliografie, biografia tuturor reprezentatorilor o pot găsi pe site-ul CERului, a Centrului de e-learning, unde sunt găzuite și alte prezentări în același domeniu, în aceea serie de webinarii. În urmare, îi dau direct cuvântul Ianei pentru a face ultima prezentare pe ziua de azi și să încercăm totuși să mai luăm și câteva întrebări, deși deja am început să pierdem din participanți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Radu! Mulțumesc tuturor și am să intru direct. Sunt Diana Andone și am să vă prezint direct prezentarea mea ca să nu mai pierdem foarte mult timp. Sper că se vede bine în acest moment și că totul este ok și că și transmiterea este corectă. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, vorbesc din partea Universității Politehnica din Timișoara, care în acest an sărbătorește 100 de ani de existență. Centrul pe care îl coordonez a fost înființat în 1998, deci are deja 22 de ani și ne ocupăm în special de zona de învățământ digital, de învățământul online. Începând cu 2010, am început să dezvoltăm o strategie care se numește Strategia de Educație Digitală a Universității Politehnica din Timișoara, care a constat în trei etape. Prima a fost cea de digitizare. Vreau să știu că se vede bine prezentarea. Prima a fost cea de digitizare, după aceea a fost cea de digitalizare, iar acum suntem în etapa de transformare digitală. Am avut cadre didactice și studenți care au fost cei care au fost early adopters, iar după aceea au urmat cei care au fost, care au putut să avanseze, să zicem, în crearea acestui sistem digital ecosistem. Și după aceea am avut liderii pe care acum i-am format și pe care ne bazăm foarte mult. În întreaga Universitate Politehnica din Timișoara, noi ne bazăm foarte mult pe ceea ce se numește crearea unui tip nou de absolvent, de student, cel care este capabil să învețe pentru toată durata vieții. Și pentru aceasta ne-am focalizat foarte mult pe abilitățile pe care ei le dezvoltă, abilități care sunt transversale și care sunt externe abilităților și competențelor profesionale pe care aceștia le obțin. Suntem printre promotorii educației deschise, nu numai în România, ci și în Europa, prin crearea mai multor resurse și utilizarea mai multor resurse continuu și constant. Am dezvoltat, așa cum Radu a spus, campusul virtual al Politehnicii, care funcționează din 2006 în Politehnică. Este un sistem bazat pe Moodle, dar foarte extins, puternic personalizat. Lor actuală este considerat one single entry point, deci un singur punct de intrare pentru toată educația digitală a Politehnicii. Acest lucru îl recomandăm tuturor instituțiilor să-și creeze un singur punct în care toți studenții și profesorii să poată să acceseze toate resursele pentru a minimiza pierderile și confuzia creată de acest lucru. Avem foarte multe resurse care le punem la liber și care sunt disponibile în zona pe care noi o numim Open și de educație digitală. Sunt resurse, ghiduri, cursuri online. Creăm foarte multe workshop-uri în fiecare primăvară, care le facem și fizic, le făceam fizic și în Timișoara, două sau trei pe an, în martie, noiembrie, întotdeauna, unul încă în septembrie de multe ori sau în mai, depinde. Dar le transmiteam și live, ele sunt înregistrate și sunt disponibile și pe platforma Unicampus, care este platforma din România, în care noi am pus cursurile online de tip MOOC, exact așa cum Carmen și cu Gabi au prezentat înaintea mea, sunt cursurile libere, deschise, online, disponibile pentru absolut toată lumea, cine poate să vrea să vadă și să se înregistreze și să poată să, nu știu, să acceseze aceste cursuri. Ele sunt vizibile cam așa, deci ele arată destul de prietenos. Acum, pe lângă toate cursurile în limba română, vom avea și cursuri internaționale care sunt dedicate competențelor digitale pentru industriile creative, dar care pot să fie extinse la mai multă
să zicem, lume și cadre didactice, pentru că aproape toată lumea poate să vadă și să acceseze aceste cursuri și care vor fi, se vor finaliza cu certificate digitale deschise, acest open badge pe care noi l-am cam introdus și pe care îl folosim foarte mult. O altă resursă foarte utilă pentru educația digitală și proiectarea educațională a fost realizată tot în cadrul unui proiect Erasmus pe care îl avem împreună cu University College London, care este un toolkit întreg de resurse educaționale, o diagramă, un instructaj foarte clar cum se poate realiza și de asemenea am realizat și foarte multe workshop-uri pentru a putea face cunoscut acest toolkit. Încercăm acum să-l implementăm și într-un curs ceva mai mare și într-o interfață ceva mai mare în online. El există la ora actuală tradus integral în limba română, nu doar în engleză, și este disponibil pe site-ul nostru și puteți să-l vedeți. Colegii mei publică atât în chat-urile din Zoom, din YouTube, din Facebook, toate aceste resurse și link-uri ca să le puteți accesa cât se poate de ușor. Există de asemenea un alt proiect pe care noi am creat foarte multe cursuri împreună cu partenerii noștri dedicate mobilităților virtuale, dar nu numai. Aici, după cum vedeți, este un curs de Media and Digital Literacy care este foarte util. Din nou, la final se pot obține aceste badge-uri care pot să fie utilizate pentru toată lumea. Asta a fost resursele pe care noi vi le punem la dispoziție. Acum, cum vă încurajăm noi să utilizați OER-urile și care sunt principiile pe care eu vi le-aș recomanda dumneavoastră? Primul pas este cel de utilizare de OER. În Politehnica din Timișoara le folosim foarte mult de prin 2013. Sunt mult mai mulți profesori în UPT care le folosesc. Aceștia au făcut parte dintr-un studiu pe care noi l-am realizat anul trecut și care se bazează, s-a bazat, să zicem, pe studierea și pe înțelegerea acestor elemente. În primul rând, identificarea OER-ului, deci am învățat pe cadrele didactice, dar și pe studenți, cum să identifice OER-urile, bazându-se pe niște elemente foarte bine definite. După aceea să facă validarea acestor resurse educaționale deschise pe calitate, relevanță sau pe modul de distribuire. Să existe, de asemenea, cineva are microfonul deschis, îl pot ruga să-l închidă. De asemenea, să existe posibilitatea de creare a acestui resurse și de integrare în curs. Cum se poate ea realiza și integra această resursă, mai ales în cadrul campusului virtual al Universității Politehnica din Timișoara, iar la sfârșit cum se face valoarea cunoștințelor studenților bazându-se pe această resursă, cum se face certificarea și, bineînțeles, cum pot fi create alte resurse. Am creat o întreagă structură care poate să folosească acest stil de învățare blended learning, deci învățământul hibrid, cum îi spunem noi, sau flipped classroom, deci învățământul în care studentul primește resursele cu mult timp înainte, de obicei într-un mediu digital, în online, inclusiv instrucțiunile, ce să realizeze cu aceste resurse, care sunt cursuri, laboratori, seminarii. În cazul învățământului preuniversitar ar fi materialul de curs și activitatea pe care elevii trebuie să o realizeze. Și pentru acestea am creat diferite tipologii în care moduri se pot integra și utiliza atât resursele educaționale deschise, cât și cursurile online în clasă și în situația noastră în mediul academic. Există, am publicat despre ele, sunt publice, sunt pe trei etape, unele care implică complet recunoașterea cursurilor online și noi facem deja acest lucru și a OER-urilor în curicula universitară. Altele sunt integrate doar la nivel de activitate de grup sau de proiect sau de resurse externe sau bibliografice și cele mai interesante pe care am să le mai prezint sunt cele de creare, în care studenții împreună cu cadrele didactice creează noi resurse educaționale deschise și le utilizează. De exemplu, aici este un mod în care studenții realizează și utilizează OER-uri și cum le prezintă. La sfârșit, întotdeauna când au de făcut asemenea activități, trebuie să prezinte în comun, fie că sunt în clasă, fie că sunt în online în acest moment. Au parte de feedback continuu pe care noi îl dăm atât în comentarii resurselor educaționale deschise în platforma digitală, în campusul virtual, prin bloguri, prin wiki, etc., unde se comentează ele și fac parte din nota finală a studenților. Multe dintre cadrele didactice împreună cu studenții au început să realizeze tot felul de OER-uri. Sunt peste 20.000 de noi resurse la ora actuală în campusul virtual al Politehnicii, care se bazează foarte mult dintre ele pe OER. Următorul pas a fost să încurajăm crearea de OER, de resurse educaționale deschise. Pentru aceasta
am creat un mod prin care acest lucru să se realizeze și cum. Noi îl recomandăm întotdeauna ca acesta să fie realizat împreună cu studenți. Același lucru vi-l recomand și dumneavoastră, celor din învățământul preuniversitar, să-l realizați împreună cu elevii, nu independent și doar dumneavoastră, și să colaborați, veți vedea puțin pe viitor. Care sunt pașii? În primul și în primul rând trebuie să se creeze un OER bazat pe un subiect anume. Noi facem întotdeauna această activitate în echipă, pentru că atât elevii cât și studenții trebuie învățați să colaboreze și să lucreze în echipă. Facem câte doi studenți în echipă, alegem împreună cu ei subiectul sau le acordăm noi dinainte subiectul pe care îi trebuie să facă OER-ul și le dăm mai multe resurse bibliografice de unde se pot inspira. Urmează pasul 2, în care ei trebuie să înțeleagă, să analizeze, să cerceteze și să sintetizeze această prezentare a acelui subiect, pentru că le punem restricții. De obicei, acele restricții sunt un video sau un infografic, video de 2 minute sau de 1 minut jumate, un infografic care să nu depășească o pagină A3, de exemplu, imagini video la fel. Dacă sunt elemente de realitate augmentată sau de realitate virtuală, din nou, o singură scenă. Deci le punem anumite restricții, pentru că noi credem cu tărie, este o tehnică educațională bine cunoscută, că constrângerile stimulează creativitatea și gândirea critică. Și noi acest lucru am încercat să-l facem tot timpul. Învață automat să utilizeze unelte digitale. Conform studiului nostru, peste 20 de unelte digitale diverse sunt utilizate de către studenții noștri pentru crearea acestor OER. Trebuie să învețe ce înseamnă aplicarea de licențe libere, de Creative Commons și cum se publică și se folosesc aceste licențe ca să poți să publici online și unde și cum pe Creative Commons, în diferite alte platforme. Învață toate aceste lucruri să le facă și le experimentează direct. După aceea trebuie să prezinte și să explice, deci să încheie ciclul învățării, fiindcă acel concept nou pe care ei l-au studiat și l-au realizat în cadrul acestei activități, trebuie să le explice în fața tuturor colegilor lor și primesc feedback de la colegilor, atât în scris, în platforma digitală, cât și live în timpul prezentării, și validarea este dată de către colegi. Unii dintre ei o parte și de recunoaștere, fiindcă cele mai bune sunt publicate, cum am spus, pe platformele deschise, internaționale chiar, sau unele sunt publicate și în lucrările științifice. Foarte pe scurt am să vă arăt același lucru, l-am scris aici, astea sunt resurse, de exemplu, de realitate augmentată, aici sunt resurse simple de tip infografic, dar foarte puternice și foarte interesante, inclusiv studenții Erasmus pe care i-am avut sunt implicați, studenții internaționali sunt implicați în aceasta și publică inclusiv resurse educaționale în limbă străină, acesta este în franceză. Altele sunt, după cum ați văzut, doar simple elemente grafice care sunt de specialitate și sunt integrate, iar unele dintre ele sunt de realitate augmentată sau de realitate virtuală, cum este un proiect de colaborare pe care l-am realizat împreună cu colegii din America, iar unele sunt realizate în colaborare cu celelalte universități din Timișoara. Aceasta este cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, pentru cursul de anatomie, un exemplu realizat de către un grup mai mare de studenți, vreo 14 studenți de la o disciplină de la calculatoare, de realitate virtuală, în care au realizat efectiv această aplicație. Sau aici un exemplu pe care îl dau din învățământul preuniversitar, elevi din clasa 6 au creat în o clasă, o oră de biologie despre food chain, despre cum se poate face, care este ciclul naturii într-un ocean, și a fost realizat în CoSpaces. Noi vom realiza acum peste vară, în cadrul proiectului Științescu, câteva asemenea aplicații cu elevii din Timișoara. Următorul pas este publicarea și reutilizarea de OER-uri. Atunci când ele sunt publicate și sunt făcute corect, deci studenții noștri, de exemplu, ne dau inclusiv reglementele de proiect, deci videourile originale, tot, încât la anul alți studenți poate să realizeze pe baza lor. Dacă se modifică tehnologia sau informația, să fie modificat doar acel 50% care actualizează acea informație și să fie publicat din nou. De aceea este foarte important acest lucru. Și el trebuie realizat corect. O mică evaluare a acestei activități, cum am spus, sunt foarte mulți studenți care participă. Ce ne bucură pe noi este că studenții au continuat să învețe online după ce realizează în acest tip de exercițiu de aplicație și vorbim despre pre-pandemie acest studiu. Acum realizăm și finalizăm studiul final pentru această perioadă din ultimele 5 luni.
care sunt abilitățile și avantajele pe care ele au obținut, în primul rând autonomia, gândirea critică, comunicarea digitală și, cel mai important, capacitatea de a analiza și sintetiza informații în cantitate mare și într-un mediu online complex singur, care în contextul actual este una dintre cele mai importante abilități pe care poți să o ai, interacționare și colaborare din nou într-un mediu online. Pentru cadrele didactice este într-adevăr destul de dificil la început, până când te înveți și creezi exact modelul și ghidul, de aceea ne-am creat aceste ghiduri pentru care să se poată face acest lucru. Există aceste posibilități și evaluări care pot să intre într-un management mult mai complex de curs, de lecție. Imaginați-vă că ați crea o lecție la biologie sau la chimie sau la matematică sau la limba română, cum au fost exemple, în care rugați pe colegi, pe elevi, împreună cu alți colegi, ideal ar fi să colaborați între mai multe clase, chiar din mai multe orașe acum în online, să creeze resurse independente în echipe mixte, în care ei să facă, de exemplu, să creeze o poveste, să ilustreze o poveste de-a lui Ion Creangă sau să ilustreze un exemplu sau un studiu științific sau să meargă, dacă se poate, fizic, să facă o analiză a frunzelor dintr-un copac pentru o oră de biologie și să realizeze o resursă educațională, care poate să fie și un simplu PowerPoint sau o simplă, să zicem, prezentare de tip infografic făcută vizual cu anumite unelte gratuite. Acum am pregătit pentru dumneavoastră un poll pe care am să vă rog să și toată lumea primește acest link, să-l accesați, să scrieți acel cod și să răspundeți la această întrebare, în care noi vă întrebăm dacă utilizați OER-urile în cursurile dumneavoastră și, dacă da, sub ce formă. Am să vă rog să faceți aceasta cât se poate de rapid, să vă copiați link-ul, colegii mei să le pună în toate chat-urile, fiindcă aș dori să mergem mai departe și la final vom vedea răspunsurile pe care dumneavoastră le veți da la această întrebare, pe care atât eu, Carmen și Gabi, deci toate cele trei doamne blonde, cum ne numim noi, din învățământul digital din Timișoara, vă rugăm să ne răspundeți. Este o întrebare foarte simplă: dacă folosiți cursurile și exemplele de resurse educaționale deschise în cursurile dumneavoastră, în lecțiile dumneavoastră, în activitatea dumneavoastră care o faceți cu elevii sau cu studenții, și vom vedea răspunsurile împreună spre final. Celălalt lucru pe care vi-l sugerești, pe care noi îl facem, este colaborarea pentru realizarea de resurse educaționale deschise. Noi am realizat, de exemplu, un exemplu pe care vi-l dau, este un proiect pe care îl facem cu Bentley University din Statele Unite de peste 12 ani, în care am avut foarte mulți studenți, peste 1250 de studenți implicați. Prezentăm împreună online, după cum se vede în această poză, și studenții realizează tot felul de resurse educaționale deschise care sunt puse la liber, după aceea pe diverse platforme, cât și pe site-ul proiectului. Iar acum, mai nou, am început în 16 aprilie, realizăm aceste webinarii împreună online, prin care, acum suntem la al 11-lea webinar pe care îl realizăm, ne-am cam oprit în iunie cu el, când am intrat în sesiune, în admitere și în lucrările finale cu noi cu toți. Sunt libere, disponibile, toate există în mediul online, la noi pe platformă, le găsiți și le puteți vedea pe toate. Noi acum încercăm să le integrăm parțial pe unele dintre ele în niște cursuri care vor fi disponibile online pentru toată lumea. Și acestea sunt certificatele digitale pe care fiecare dintre participanți le primește în această condiție. Sugerarea mea la final este să colaborați în principal. Este poate cel mai greu lucru care îl pot face profesorii în mediul preuniversitar sau universitar. Nu suntem învățați să colaborăm decât poate unii dintre noi. Eu, Carmen și cu Gabi venim din trei universități diferite. Pot să le spui chiar concurente. În Timișoara și colaborăm foarte bine și lucrăm împreună și lucrăm spre beneficiul tuturor colegilor noștri. Acest exemplu trebuie urmat de către toată lumea. Scuze că ne dau pe noi ca exemplu, nu este vorba aici de a ne lăuda sau ceva, dar este puterea exemplului pe care doresc să vi-l arăt. Colaborarea și crearea în comun de resurse și implementarea lor după aceea în curriculum, în lecții, în orice activitate, încurajarea elevilor și a studenților de a deveni co-creator cu cea dumneavoastră este foarte importantă și foarte vitală pentru supraviețuirea corectă a educației, mai ales în România. Fără această colaborare nu vom putea să rezistăm, nu avem resurse pentru a putea
lucra fiecare independent fără a putea accesa și a putea colabora între noi. Dacă veți lucra împreună, cu siguranță veți reuși. De aceea, la final, vă reamintesc, acestea sunt cele 4 etape importante pentru a utiliza și a integra resursele educaționale deschise. Primul este de a le utiliza corect, de a le crea, de a le publica și de a le reutiliza după aceea din nou și de a colabora cât se poate de mult. Pentru a putea vedea cum se face educația online, mai întâi trebuie să fii student online. Vă recomand să studiați online cât se poate de mult și de oriunde este disponibil. Iar aici aveți datele de contact, cât și echipa CEL, așa cum spun întotdeauna, eu sunt doar imaginea unei echipe foarte puternice care și astăzi a sprijinit puternic realizarea acestui webinar. Noi vă mulțumim foarte mult că sunteți atât de mulți prezenți astăzi în online și sper să fiți și la activitățile următoare, cât și la cursurile online pe care noi le vom face disponibile prin Unicampus. Și acum vom vrea să vedem răspunsurile la chestionarul pe care noi vi l-am dat. Haideți să vedem cine, cât s-a răspuns și cum s-a răspuns. Așa, doar o secundă să vă dau share la ecran să puteți să vedeți cu toții. Ok. Acestea sunt răspunsurile la chestionarul pe care dumneavoastră ați răspuns. După cum vedeți, ele se mai răspund în timp real la el. Sunt doar 283 de persoane care au răspuns la el. Am avut la un moment dat online prezenți peste 1700 de oameni, atât în Zoom, cât și în YouTube, cât și pe Facebook. Sperăm să avem mai multă lume care să răspundă la acest chestionar. După cum vedeți, din păcate, foarte multă lume nu utilizează resurse educaționale deschise. Vă încurajăm, acest webinar este doar un început. Mai a fost încă 3 webinarii pe care noi le-am ținut despre resurse educaționale deschise. Puteți să vedeți în webinarile împreună online pe cele din 26 aprilie, care este din nou cu Gabi și cu Carmen, despre resurse educaționale deschise și cu multe exemple de ce puteți să faceți. Aveți foarte multe resurse disponibile pe site-ul de elearning.pt.ro. Vă rugăm să le folosiți și să încercați să utilizați resursele educaționale deschise cât se poate de mult. Am să închei acum. Mă bucur totuși că unii dintre dumneavoastră le folosesc, chiar dacă numai ca și bibliografie, și sunt foarte mulțumită că 13% dintre dumneavoastră au creat OER-uri. Este deja un pas foarte îmbucurător pentru aceasta. Vă mulțumesc! Da, mulțumim și noi pentru prezentare. Chiar dacă a fost într-un ritm destul de alert, de fapt tot webinarul a fost cam în acest stil. Oricum, între timp s-au dat un număr substanțial de răspunsuri la întrebările puse pe question and answers, așa că cred că până la urmă o să scurtăm partea de discuții finale, pentru că deja am întârziat mult. Cred că majoritatea se așteptau ca totul să dureze cam o oră, motiv pentru care cel puțin din online am părăsit întâlnirea cel puțin 80 de persoane de la momentul începutului. Nu știu pe YouTube exact ce se întâmplă. În orice caz, insist să spun faptul că tot felul de prezentări, tot felul de tutoriale pentru realizarea diverselor activități, de utilizarea diverselor platforme, pentru că au fost foarte multe întrebări legate de Zoom, de crearea de grupuri pe Zoom, dar în mod special de realizarea de resurse educaționale deschise și de căutarea și găsirea acestora, au fost puse și răspunse, dar găsiți foarte multe informații pe care le puteți revedea pe site-ul Centrului de e-learning și puteți să le accesați liber. Și această înregistrare va fi disponibilă atât pe YouTube, cât și pe site-ul Centrului de e-learning, împreună cu prezentările utilizatorului. Acum o să vă rugăm, dacă mai sunt totuși întrebări la care se dorește un răspuns astăzi, să încercăm să o facem totuși, chiar dacă mai lungim puțin acest webinar. Haideți să încercăm să vedem.
E o întrebare legată de postarea de link-uri către materialele de la celelalte webinarii. Cred că deja s-a răspuns, a dat un link de pe site-ul celului, puteți să le găsiți, nu numai celelalte 10 webinarii, dar și tutorialele care au fost folosite, de fapt, pentru pregătirea cadrelor didactice universitare, dar și a studenților. Puteți să le găsiți și să le utilizați când doriți dumneavoastră. Bineînțeles că puteți să ne mai recontactați după aceea cu diverse întrebări sub diverse forme. Mai erau foarte multe întrebări legate de resurse educaționale deschise, găsirea lor și faptul că în limba română sunt mai greu de găsit. Da, din păcate este adevărat, dar fiind resurse deschise, ele pot fi reutilizate. Așa că chiar dacă găsiți resurse doar în alte limbi, puteți să le traduceți și să le reutilizați în limba română în contextul specific pentru cursul pe care îl prezentați dumneavoastră. Dacă sunt dintre prezentatori cei care doresc să mai răspundă la întrebări pe care eventual le-au văzut între timp. Da, eu doresc să comentez un pic că au fost destul de multe întrebări și pe Zoom și pe YouTube despre această problemă a limbii engleze la multe resurse. Puteți să realizați o, să zicem, o activitate chiar cu elevii dumneavoastră, fie că și să colaborați împreună cu profesorul de limba engleză sau cu limba franceză sau germană. Sunt enorm de multe resurse pe franceză, germană, spaniolă, foarte multe, mai ales pentru învățământul preuniversitar, chiar foarte multe, și pe site-ul celului, în acel ghid de resurse, o să găsiți foarte multe link-uri către baze de date de resurse educaționale deschise. Exista, nu mai știu dacă există pentru preuniversitar, acel site didactic.ro, unde existau foarte multe link-uri către resurse educaționale care erau validate. Deci, vă recomand un profesor de fizică, de chimie, împreună cu un profesor de limba străină, să realizeze în colaborare cu elevii o traducere a acelei resurse educaționale și după aceea publicarea ei. Atât în resursa în Creative Commons, deci de unde vine poate, sau în Merlot, care este așa o platformă foarte cunoscută pentru învățământul preuniversitar, și după aceea ea să fie integrată și distribuită. Platforma, cred, este una. Poate că una dintre marile probleme pe care le are, poate că eu greșesc aici, învățământul preuniversitar este existența unui punct unic în care toate aceste resurse să existe. S-a dorit aceasta prin biblioteca virtuală, care tot se creează de cel puțin vreo 4 ani de zile, știu eu de ea, că se tot creează și tot va fi disponibilă. Fiindcă, de fapt, ceea ce ne trebuie tuturor este doar un simplu link, unde sunt, și după aceea să poată să fie reutilizate și toată lumea să aibă dreptul de a le refolosi. Deci, cred că este o activitate foarte bună, iar eu văd această activitate și această colaborare chiar la nivel de școală sau de județ. Dacă s-ar uni ceva mai multe școli împreună, ar funcționa mult mai bine acest lucru și acest moment. Pentru că noi în universitar am făcut acest lucru. Deci există alianțe universitare pe tipuri de învățământ, există asociații de specialiști pe zona de IT, de calculatoare, de electronică, de mecanică. Există Alianța Română a Universităților Tehnice, există Universitaria, care este a universităților de socio-umane și economice, care colaborează foarte mult și fac schimb foarte mare de informații. Într-adevăr, suntem mult mai puțini în universitar ca și număr, să zicem, chiar dacă avem impact poate destul de mare economic. Dar acest lucru este posibil și în preuniversitar. Și așa cum am zis, una dintre marile probleme pe care eu le văd în învățământul românesc este aceasta colaborare. Dacă veți învăța să colaborați cu toții și să colaborați onest și cinstit, nu... licențele Creative Commons sunt la dispoziție exact ca să nu se mai fure informația și cunoașterea și proprietatea intelectuală. Atunci, și cu siguranță veți putea să funcționați și să mergeți înainte cu succes și să nu mai risipim resurse, că aceasta este durerea cea mai mare a noastră tuturor. Mulțumesc! Mi-a mai venit în minte o idee, numai au fost multe întrebări referitoare la resurse tehnice. Ca să nu trecem pentru asta, că noi suntem totuși universitate tehnică, aș vrea să spun doar foarte scurt ceva. De multe ori în limba română găsim resurse la care putem să avem un plan înclinat doar la 30 de grade, 60 de grade, da? Și copilul nu poate să vadă nimic dacă se întâmplă ceva și se schimbă acel unghi, clasic, nu? Folosiți alte resurse, de exemplu Khan Academy,
vă dă foarte multe resurse de acest gen. Găsiți link-ul către această resursă și pe cel și tot. Deci încercați să fiți creativi și în acest moment. Nu luați de bună doar o chestie, o resursă dezvoltată cu o grafică excepțională, dar fără valoare pedagogică extraordinar de mare, pentru că nimic nu poate fi modificat acolo. Carmen Holotescu știu că dorea să mai intervină, să spună și ea câteva cuvinte. Te rog, Carmen. Da, mulțumesc, Radu, vă felicit pe toți pentru prezențiori. Mulțumesc tuturor pentru participare și pentru multele întrebări și interacțiunea deosebită. Aș vrea să fac un screen share, să reușesc. Se vede, nu? Am pus acum un slide. Deci, să fim proactivi, să explorăm, pornind și de la ghidul pe care l-am prezentat astăzi și pe care l-am tradus și l-am adaptat cu atâta pasiune. Și aș vrea acum să vă invit să creăm colaborativ, masiv, două resurse educaționale deschise în limba română. Una ar fi o colecție multimedia, care s-ar putea numi resurse educaționale deschise prin metafore, la care fiecare contributor să vină cu o imagine Creative Commons sugestivă, cu o descriere și un link spre o resursă creată sau care a găsit-o și o consideră utilă. Și să vedem astfel o colecție de sute de mii de resurse pe care le-am validat și considerăm că sunt utile. Informațiile vor apărea pe pagina acestui webinar, dar, bineînțeles, și pe paginile noastre de Facebook, pe Twitter și așa mai departe. De asemenea, vă invit să încercăm să creăm o resursă educațională deschisă prin mixarea a trei ghiduri despre învățare flexibilă și blended actuale. Am făcut screenshot-ul lor și am pus link-urile spre ele, spre a rezulta un alt ghid care să fie util profesorilor la începutul acestui an școlar și universitar. Deci toate informațiile vor veni zilele următoare. Vă mulțumesc tuturor! Da, mulțumim, Carmen. Liviu dorea să mai intervină. Un răspuns, te rog, Liviu. Da, așa cum și eu am văzut aici foarte multe resurse prezentate de voi despre care nu știam și mă bucur că le-am văzut și așa. Așa este și în preuniversitar. Deci, la sfârșitul 2017, s-a solicitat fiecărui inspectorat școlar să facă, să aibă propria pagină de resurse educaționale deschise. Suntem acum într-un plin proces de a centraliza aceste pagini și probabil că luni veți vedea acest lucru, pentru că ideea este să ai de unde să pornești spre ele. De multe ori ne uităm spre, să zicem, spre minister să ne dea resursele, dar nu vedem resursele de lângă noi. Nu vedem că CCD-urile în momentul acesta fac cursuri de formare, de instruire online în toată țara. Nu vedem că inspectoratele au, cum să zic, site-uri întregi de resurse și noi am văzut că sunt zeci de mii de resurse la inspectoratele școlare. Vă recomand Vasluiul, de exemplu, Brașovul, Tulcea, Galațiu, Bucureștiu, Maramureșul. Sunt foarte multe site-uri cu foarte multe resurse. Și sprijinim acest proces acum de centralizare al lor, la fel cum noi, când am pus acel digital EduCredRo, am încercat de fapt să centralizăm, pentru că rolul nostru principal nu era să facem resurse, ci era de a da acces la resurse și ne-ar bucura să punem pe site-ul nostru la digital inclusiv resurse pe care le aveți voi ca universități, care pot fi folosite în mediul preuniversitar. Mulțumesc mult! Da, mulțumim și noi. Alte intervenții, dacă sunt, vă rog. Eu aș vrea să spun două cuvinte, chiar poate, dar pe scurt, dacă mă oferiți și mie ocazia. Da, sigur. Pot să vă transmit ideea că în preuniversitar se colaborează, se învață colaborarea de câțiva ani. E adevărat că în grupuri mai mici.
un model de colaborare, de învățare colaborativă, de exemplu, este ceea ce se întâmpla la bibliotecă, unde veneau cadrele didactice până la 50 ca să învețe pe diverse teme. De exemplu, acum 2 ani ne-am adunat sub bagheta Corneliei Melcu să învățăm despre învățare digitală. Ne-a arătat concret. Oamenii au venit, au avut interes, nu au fost atrași de o adeverință, pur și simplu au vrut să vadă cum se face. E un model. E adevărat, pe urmă, al doilea model ar fi ceea ce se poate face într-un grup pe Facebook, fiind un grup totuși închis. Nu știu dacă poate fi numit o resursă deschisă sau nu. Are 3.000 de oameni. Da, dar, din păcate, pe Facebook absolut tot ceea ce publicați, nu mai puteți să publicați după aceea ca și resursă educațională deschisă. Așa e, bine. Astea sunt foarte multe probleme, exact ca și cu domnul Constantache. Noi am realizat un studiu care spune câte dintre resursele acelea educaționale sunt doar PDF-uri, din care nici link-urile nu mai funcționează. Da. Deci, încă aici sunt problemele, știți, cele mai mari pe care eu le văd. Ca și cercetător, ca să zic acest lucru, și ca și promovator al educației deschise, că nu sunt multiplicate și nu sunt până la capăt create, făcute. De aceea mi-am bucurat că licențele libere au fost traduse în română, să sperăm că vor fi mai bine folosite. De 6 ani de zile există un ghid de creare de resurse educaționale deschise, realizat de colegii de la București, de la Educația Deschisă, de la Coaliția pentru Educație Deschisă, finanțat de Soros, distribuit la toate școlile și liceele. Acum s-a simțit nevoia și acum poate lumea să facă. Da. Și ajungem la ideea de fapt că nu știe stânga ce face dreapta și că e nevoie să colaborăm de la grădiniță până la universitar. Și cu această ocazie vă mulțumesc foarte mult că suntem împreună și felicitări pentru munca pe care ați depus-o. Tuturor celor 3 doamne. Mulțumim și noi pentru participarea tuturor. Este bine că reușim să avem un schimb de idei. De cele mai multe ori, chiar din aceste mici contradicții, învățăm. Este exact ideea cu partea de creativitate care crește în momentul în care apar condiții mai dificile. Cred că în această categorie ne încadrăm și noi și sperăm că vom reuși să facem un pas înainte, așa cum vedeam recent că un studiu spunea că această criză a COVID-ului a însemnat, de fapt, un câștig de cel puțin 2 ani pentru digitalizarea României. Probabil că și acum stăteam cu ștampila și cu semnătura pe hârtie la foarte multe documente, fără să ne pese de faptul că legislația europeană, care este primordială, spune că ștampila cel puțin nu mai este obligatorie pe niciun document, dar în România nu ne pasă. Chiar și la proiecte, cred că Liviu poate să spună câte ștampile a pus numai pe colțul din stânga sau pe colțul din dreapta, că în cealaltă parte nu era bine și așa mai departe. Deci eu sper să reușim într-adevăr să facem un pas major înainte și să avem în primul rând încredere unii în alții, să nu vedem prima dată partea goală a paharului și partea că toată lumea încearcă să trișeze și să mergem toți înainte. Cred că și Gabi mai dorește să intervină. Te rog, da, Gabi. Mulțumesc tare mult, am ridicat așa 2 degete ca la școală. Din punctul meu de vedere, eu cred că pe lângă colaborare, care este primordială, deci e indiscutabil, cred că mai este nevoie în învățământul preuniversitar de o alfabetizare și culturalizare media. Pentru că profesorii nu știu noțiunile noi, deci nu au o idee ce înseamnă IoT, da? Internet of Things, și nu trebuie să fii foarte competent digital, dar trebuie să știi, de exemplu, că mașina de spălat poate fi, sau roboțelul tău, da? Care face curat, poate să fie pornit de la servici. Nu știe, de exemplu, în momentul în care copiii vorbesc de Snap, de, eu știu, de tot felul de efecte, deci ei trebuie să fie, profesorii din preuniversitar, cumva la curent cu jargonul tehnic care există, pentru că îi pregătim, practic, pentru niște meserii care nu există. Deci nu o să știm nici peste 2 sau nici peste 3 ani ce ne așteaptă în societatea aceasta. Dar meserii noi vor exista cu siguranță. Și ca să fii un cetățean model, da, trebuie să fii cumva responsabil pentru propria ta cultură și propria ta alfabetizare ca să-i poți îndruma pe ceilalți. Cam atât. Mulțumim, Gabi, e adevărat.
Dacă mai sunt intervenții. Două cuvinte aș dori și eu să spun, doar două, vorba doamnei Nedelcu. Două cuvinte și a spus nouă, am discutind eu. În primul rând vă mulțumesc pentru această zi minunată. Nu o să uit niciodată. A fost o reală plăcere să vă ascult. Am învățat lucruri enorm de importante. Nu știu dacă se poate spune așa. Dar în legătură cu dicționarul pe care trebuie să îl învețe cadrele didactice și noi, da? Haideți la bibliotecă. Putem învăța împreună, putem face lucruri împreună. Și un alt sfat, intrați pe site-urile bibliotecilor județene și acolo puteți găsi resurse educaționale deschise. Atât am vrut să spun pe scurt, nu vreau să vă mai întind, să mă mai întind. Încă o dată vă mulțumesc, mulțumesc doamna Carmen Holotescu pentru această invitație și pentru onoarea de a ne publica în acest lucru. Da, mulțumim și noi, Melania. Dacă mai dorește cineva să intervină, vă rog. Eu la final doar aș vrea să spun foarte pe scurt despre ce veți primi, fiindcă au fost foarte multe întrebări. Deci toate cele trei prezentări și cred că le vom primi și pe a lui Liviu și a lui Ahmedu avem deja, deci absolut toate prezentările vor fi publicate pe o platformă SlideShare și integrate în site-ul acela de e-learning-upt.ro la pagina de Împreună Online, acolo unde v-ați și înscris pentru acest webinar. Absolut toate. Acolo vor exista și link-urile. Veți primi prin e-mail, probabil mâine, spre după masă, fiindcă numărul e foarte mare de gestionat de către echipa noastră, care eram tot în concediu și în vacanță, ca să zicem așa. Veți primi prin e-mail fiecare dintre dumneavoastră, cei care ați completat acel formular online, alt formular online. De ce facem aceasta? Fiindcă noi chiar respectăm drepturile și GDPR-ul și proprietatea intelectuală și tot. Deci trebuie să vă dați dumneavoastră acordul că primiți acel badge. Da? Veți primi prin e-mail acel certificat digital pe care după aceea puteți să-l utilizați, veți face click pe el, pe link, va trebui poate să faceți un cont dacă n-ați mai avut un cont cu badge și veți avea, sper în curând, vă vom face ceva mai multe instrucțiuni și mai simple, fiindcă noi le avem create doar pentru Politehnică în acest moment, de cum să folosiți acest badge și puteți să-l publicați, de exemplu, în LinkedIn, în Facebook, oriunde, să vă lăudați că ați făcut această activitate, ca să zicem pe românește. Și totodată veți primi și un pe e-mail solicitarea de a ne completa un formular de feedback care pe noi ne va ajuta să dezvoltăm webinarele împreună online pe care le facem deja de ceva vreme și le vom continua să le vom face indiferent de situația care va fi în toamnă, în ce mod și cum vom putea să mergem online. Și vă promitem că vom crea și acele cursuri pe care noi cele trei împreună cu echipa de la CEL dorim de mult să le creăm și să facem disponibile cursurile atât pentru preuniversitar cât și pentru universitar. Pentru universitar le-am creat, dar ele sunt în platformele universităților noastre și sunt disponibile pentru profesorii și studenții noastre, în care să înțelegeți poate puțin mai bine și cum să faceți această educație online. Nu vrem să ne substituim CRED, nu vrem să ne substituim nici ministerului, nici centrelor didactice sau institutului pedagogic. Noi vrem să vă oferim doar niște modele pe care să le puteți folosi, niște ghiduri pe care să le puteți folosi cât se poate de repede în activitate. Am făcut aceasta pentru universitar în ultimele luni. Acum am promis că ne vom ocupa și pentru mediul preuniversitar. Vă mulțumim foarte mult pentru participare tuturor. Mulțumim. Dacă mai este o ultimă intervenție din partea cuiva. Dacă nu, haideți să mulțumim tuturor participanților. Se fac în curând 2 ore de când am pornit sesiunea. De fapt, am pornit-o exact acum 2 ore, cu 2 minute înainte de ora 5 și deja la ora 5 erau înscriși toți cei 500 care puteau beneficia de locuri online. Vă mulțumim tuturor pentru participare, pentru interes. Asta denotă că există interes să se facă ceva și este o speranță că lucrurile vor merge spre mai bine. Indiferent ce va fi în toamnă, credem că un mix între online și face-to-face va fi necesar, iar dacă vom reuși să convingem elevii și studenții noștri să-și acceseze materialele înainte de a veni la discuțiile cu profesorul,
va fi un lucru enorm de mare. Vă mulțumim, succes tuturor, o vacanță plăcută tuturor care vă pregătiți de concediu și multă, multă sănătate tuturor, să ne vedem cu bine în toamnă. Toate cele bune, mulțumim pentru participare, la revedere!